Bun venit la Starea Sănătății! Legume și fructe proaspete avem săptămâna asta la Starea Sănătății! Cine mai dorește, cine mai poftește? E o indicație la TV. Consumați zilnic fructe și legume. Nu e rea, dar din nou nu spune nimic. E ca faza cu 2 litri de lichide. Absolut inutilă. Michael Pollan, pe care îl puteți citi la noi cu Dilema Omnivorului, carte tradusă la publica, rezumă în 7 cuvinte cel mai sănătos mod de viață cu putință. Eat food, not too much, mostly plants. Nu cred că are cineva nevoie de traducere, deși aș face, pentru că îl urmăresc pe autor de ceva timp, câteva precizări. Când spune food, acesta se referă la hrana adevărată, iar când spune plants, aici intră legumele și fructele consumate întregi, cât mai nepreparate, pentru a-și păstra cât mai multe elemente nutritive. Pare de bun simț ce zice omul, nu? Nimic din ce nu știm. Și atunci de ce mâncăm ca sparții alimente care nu sunt altceva decât calorii goale? Nu răspundeți. Lăsați întrebarea asta să lucreze un pic în capul vostru. E important. Așadar, să mâncăm în principal legume și fructe. Știm că apar aici niște probleme. Cea mai importantă ar fi cum faci să procuri legume și fructe proaspete. Și este incredibil că noi românii avem această problemă. Spun asta pentru că deși România dispune de o suprafață de teren agricol de 20 de ori mai mare decât media UE, toate statisticile ne plasează la coada Europei la consumul de legume și fructe proaspete. E, problema e și aici calitatea, adică mâncăm plastic sau legume. Statistici citate de autori serioși arată că în 1950 omul asimila dintr-o 100 de grame de spanac 13 mg de fier. Acum 20 de ani cantitatea era de doar 2 mg. Probabil că azi fierul nici nu mai există în spanacul pe care îl găsim în hipermarket. Vitamina C din morcov a scăzut de la 10 mg la 4, iar în varză de la 80 la 41 de mg. Asemenea, scăderea ale conținutului de minerale se regăsesc la multe fructe și legume. Soluții? Găsiți surse de încredere pentru legume și fructe. Mâncați legumele și fructele aferente sezonului în care vă aflați. Vinete când se fac vinetele, cireșe când se fac cireșele, strugurii când se fac strugurii și așa mai departe. Corpul vostru, care poartă amprenta genetică a atâtor generații, vă va mulțumi. Ne batem joc de sănătatea noastră fără să ne dăm seama că, neacordând acum suficientă atenție alimentației, pregătim terenul pentru ani întregi de suferință, în care incapabil să mai facă față gunoiului pe care l-am băgat în el atâția ani, corpul nostru va ceda. Iar asta ne va da frumușel pe mâna industriei farma, care pare să aibă o colaborare minunată cu industria alimentară. Hei, tu îi strigi la tinerețe, eu îi țin în viață la bătrânețe așa, cât să nu moară pe bani foarte mulți. E uimitor cât de dispuși suntem să participăm la acest joc care are o singură miză: profitul cu orice preț pentru marile companii. După ce am renunțat la carne, ceea ce se dorea a fi un experiment de o lună, am constatat după câteva zile de panică: aolo, de unde mi-au proteinele? Ce o să se întâmple cu mine? Nu o să mai pot să trag la sală, să alerg la fotbal, să lucrez la emisiune atâtea ore pe zi, vai, voi leșina în platou. E, după nebunia asta, am constatat deci că am mai multă energie. Și nu într-un anumit moment al zilei, nu tati, pe toată durata zilei. Poate nu mai aveam aceeași forță la sală, de pildă, unde într-o primă fază am scăzut din greutăți, dar mă simțeam energizat tot timpul. În plus, dorm mult, mult mai bine, mă trezesc dimineața fără probleme și după ce mănânc nu mai am ceea ce numim boala porcului, moleșeala aia care te cuprinde când mănânci prea multă carne. De fapt, n-am revenit la consumul de carne tocmai pentru că mă simt incredibil de bine. Nici acum nu-mi vine să cred. Am căutat o explicație și o aveam la îndemână: alte animale, tati. Natura contrazice opinia generală care ne este bine băgată în cap de când suntem mici, că dacă nu mănânci carne, nu crești. De câte ori n-ați auzit părinți care le spun asta copiilor? Nu vrei să mănânci cărniță? Atunci n-o să te faci mare, să știi. Creșterea e favorizată într-o anumită măsură de consumul de carne, dar nu înseamnă că dacă nu consumi carne, nu crești. Și revin la energie. Ce vedem la lei și la jaguar, de pildă? Au o forță fantastică, dar n-au o rezistență fizică mare. În partea cealaltă, animalele erbivore sunt cunoscute pentru energia lor.
Și ca să ne lămurim definitiv cu privire la unde ar trebui să ne situăm pe axa asta erbivor, carnivor, omnivor, aflați că rudele noastre cele mai apropiate, cimpanzeii, dacă îl dăm la o parte pe bonobo, au o dietă vegetariană cu 50% fructe, 45% plante, rădăcini, frunze și 5% insecte. Chiar, știați că greierii au mai multe proteine decât vita? Apar regulat știri despre cum fructele și legumele sunt pline de pesticide și despre faptul că asta ne afectează sănătatea. Oamenii se sperie și consumă din ce în ce mai puține fructe și legume, adică evită fix acele produse alimentare bogate în nutrienți care îi pot ajuta să prevină diabetul, bolile cardiovasculare sau anumite tipuri de cancer. Un studiu din 2016, publicat în jurnalul american Nutrition Today, a analizat efectele pe care le aveau mesajele despre pesticidele prezente în fructe și legume asupra obiceiurilor de consum a 510 persoane cu venituri mici. Atunci când aflau că fructele și legumele organice reduc expunerea la pesticide, aceștia nu se apucau să consume organic, costa mai mult, ci reduceau pur și simplu consumul de fructe și legume. Bă, astea sunt toxice, alea sunt scumpe, rahat, mă duc să-mi iau o șaorma. Nene, stai un pic că nu e așa. Panica asta nu e susținută de argumente științifice. Ceea ce face un pesticid toxic este dozajul. Astfel că inclusiv pesticidele folosite în agricultura organică, dacă nu sunt dozate corespunzător, pot dăuna. Așadar să nu fugim de legume și fructe, pentru că asta înseamnă să fugim de sănătate. Unde? Fix în brațele industriei farma, pentru că acolo vom ajunge. Ca să reducem riscul expunerii la pesticide, este suficient să le spălăm temeinic cu apă, care elimină minimum 50% din pesticide, sau să le ținem în prealabil în oțet sau o variantă și mai ieftină și la fel de eficientă ca oțetul, apa cu sare, mai precis o soluție cu 10% sare. Dacă ne permitem organic, e perfect. Mai reducem și așa din risc. Însă ne putem rezuma la acele produse pe care le consumăm cel mai frecvent. Și nu uitați, la noi, în acest spațiu, fiecare poate găsi peste an o sursă bună de legume și fructe, iar puse la congelat când sunt în plin sezon, e o măsură excelentă care ne asigură nutrienții necesari unei stări bune de sănătate pe tot parcursul anului. Problema noastră este că, deși avem de 20 de ori mai mult teren agricol decât media UE, suntem de ani buni pe ultimele 5 locuri din Uniune la consumul de legume și fructe, iar asta are efecte dezastruoase asupra sănătății publice. Nu toți oamenii sunt la fel de afectați de mitul superiorității proteinei de origine animală. Dacă în cazul oamenilor de rând mai putem accepta că se pot descurca și fără cărniță dimineața la prânz și seara, ei bine, când vine vorba de sportivi, lucrurile se schimbă, nu? Aici știm sigur că sunt alte nevoi și că performanța sportivă e clar afectată de o dietă bazată pe fructe și legume, nu? N-ai bă cum să alergi ca nebunul când ești pe mazăre. Nu trebuie să citim studii aici, știm noi. Adică n-avem nevoie să confirmăm sau să... Poate au ajuns pe la urechile voastre numele unor sportivi care pretind că se bazează pe vegetale, precum Lewis Hamilton, Scott Jurek sau, dacă vreți, de pe la noi, Andrei Roșu, Marius Mitrache. Dar de unde știm că spun adevărul? Că poate mint! Din ce în ce mai mulți sportivi de renume vorbesc despre beneficiile acestei diete, însă acest lucru nu îi oprește desigur pe cârcotaș să spună: bine, bine, mă, sunt acolo 1-2, au rezultate, dar dacă e atât de bună dieta asta, de ce nu e plin de campioni vegani? Sunt mai multe explicații pentru asta. Una ține de statistică. Vegetarienii, veganii, sunt în continuare foarte puțini. N-avem cum să vedem la fel de mulți sportivi vegani și vegetarieni pentru simplu motiv că sunt o minoritate în societatea noastră. O altă posibilă explicație ține de psihologie și de faptul că în chestiuni în care plutesc atât de multe preconcepții, oamenii se feresc să vorbească deschis despre asta. Da, se feresc astfel de comentarii răutăcioase și de pierdut timp cu explicații interminabile despre ce mănâncă, când, cum. Beurile! De unde ți iei beurile, pătrarule? Mă tot întreabă unii oameni care au citit probabil un articol insuficient documentat. Din fericire, sportivii nu sunt lăsați la greu de știință. Celebra revistă științifică Nature a publicat la sfârșitul lunii trecute un studiu apărut în Jurnalul European de Nutriție Clinică cu un titlu clickbait.
Este o dietă vegană dăunătoare anduranței și forței musculare? Concluziile studiului au fost că o dietă vegană nu afectează cu nimic aceste performanțe, ba chiar că anduranța submaximală, cea solicitată de un maraton, nu de un sprint, ar putea fi mai mare în rândul veganilor comparat cu omnivorii. Practic, rezultatele studiului contrazic credința populară potrivit căreia nu poți performa fără jumări sau omlete cu 7 ouă la mic dejun. Pentru cei curioși să afle mai multe, recomand articolul din Nature. Vorbim astăzi despre niște legume care ne-ar putea ajuta să prevenim anumite tipuri de cancer dacă ar fi consumate mai des. Înainte de a le enumera însă, e important să înțelegem un lucru despre care am mai vorbit în multe rubrici aici la Starea Sănătății. Nu există, fraților, alimente minune, nici diete minune și nici alimente care să ne garanteze că nu ne vom îmbolnăvi de cancer sau de alte boli cronice. Există doar obiceiuri alimentare sănătoase care ne pot reduce riscul de a ne îmbolnăvi și, desigur, anumite alimente asupra cărora unii cercetători s-au aplecat mai mult. Un studiu publicat în jurnalul științific Food Chemistry a analizat efectele in vitro a 34 de legume asupra 8 tipuri de celule canceroase umane. Concluziile studiului au fost, și îi citez acum pe cercetători: o dietă diversificată care conține mai multe clase distincte de legume și implicit de fitonutrienți este absolut esențială pentru prevenirea eficientă a cancerului. Un alt lucru foarte important rezultat în urma acestui studiu e faptul că legumele sunt selective. Aceeași doză de usturoi care a blocat 80% din proliferarea celulelor canceroase n-a influențat în niciun fel celulele sănătoase. Din lista legumelor studiate, 6 au redus la jumătate creșterea cancerului: ardeiul gras portocaliu, castraveții, cicoarea roșie sau radicchio, salata aceea cu aspect de varză roșie un pic amăruie, ardeiul jalapeno, cartofii și sfecla. Alte 5 legume chiar au distrus celulele canceroase: conopida, varza de Bruxelles, ceapa verde, usturoiul și prazul. Vești bune așadar dacă ne gândim că nu e vorba de alimente exotice sau costisitoare, ci de unele la îndemâna tuturor. Rețineți totuși că e vorba de efectele observate într-un studiu efectuat pe niște celule într-un mediu de cultură, in vitro. Nu știm exact cum se absorb în organism toate substanțele responsabile de efectele observate, dar ne putem aștepta la o oarecare eficiență, cel puțin în cazul cancerelor digestive, unde poate exista un contact între alimente și celulele canceroase. Pe de altă parte, nu riscăm nimic consumând mai mult din aceste alimente, ba chiar unele ne pot fi de folos în mai multe moduri. Din când în când mai apare câte o campanie împotriva fructelor și legumelor. E una în desfășurare pe bloguri low carb, adică acele diete sărace în carbohidrați. Ați auzit de antinutrienții din legume? Da, e nenorocire. Avem foarte mult de pierdut dacă ne centrăm alimentația în jurul plantelor. Asta susțin acești oameni. Dar ce sunt acești antinutrienți? Printre cei mai cunoscuți se numără fitații sau acidul fitic, lectinele și oxalații. Fitații și lectinele se regăsesc în cantități mai mari în cereale, leguminoase, semințe și anumite nuci, pe când oxalații în spanac și mai toate frunzele închise la culoare. Ce știm de rău despre aceste substanțe și de unde li se trage denumirea asta deloc măgulitoare? Știm așa, că fitații pot împiedica absorpția fierului, zincului, magneziului și a calciului, că lectinele fac și ele același lucru cu absorpția calciului, fierului, fosforului și zincului. Oxalații reduc absorpția calciului, așadar anti vine de la faptul că ne împiedică să ne bucurăm de niște nutrienți din alimente. Și nu n-o fac în ciudă, ci joacă un rol important în alimente. Sunt acolo ca să le protejeze de infecțiile bacteriene și ca să împiedice insectele să le devoreze. Întrebarea pe care e legitim să ne-o punem după toate aceste informații e dacă nu cumva beneficiile pe care le culegem din consumul lor nu contrabalansează efectele negative ale acestor substanțe. La această întrebare ne răspund experții de la Harvard chiar în debutul unui articol despre pericolul antinutrienților.
Potrivit acestora, beneficiile întrec potențialele efecte negative. Studiile făcute până acum pe vegetarieni care mănâncă în cantități mari aceste alimente bogate în așa numiți antinutrienți n-au scos în evidență deficiențe de zinc sau fier. Așadar, corpul pare să se adapteze în prezența lor. Iar vitamina C din aceste diete, după cum am mai povestit, îmbunătățește absorpția mineralelor, contracarând efectul fitaților. În plus, gătirea distruge în foarte mare măsură lectinele. S-a arătat chiar și că antinutrienții pot juca roluri pozitive. Despre fitați, de pildă, știm că ne ajută să scădem nivelul colesterolului, să încetinim digestia și să prevenim creșterea bruscă a glicemiei. În plus, mulți antinutrienți acționează și ca niște antioxidanți. Parcă nu mai sună atât de rău antinutrienți acum, nu?